Astăzi, Cristian Țopescu a fost condus pe ultimul drum la cimitirul Ghencea Militar. Marele comentator sportiv a fost înmormântat cu onoruri militare. Zeci de oameni l-au condus astăzi pe ultimul drum pe regretatul Cristian Țopescu. Oana Iancu vine cu mai multe informații, Oana. Bun găsit! Au fost momente emoționante aici, la cimitirul Ghencea Militar din capitală. Slujba a durat aproape o oră și am văzut că au fost zeci de oameni, poate chiar sute, care au venit și a rămas bun de la Cristian Țopescu. Au fost oameni simpli care au trăit cu mare emoție competițiile sportive, desigur, pe vocea acestuia, dar și nume marcante din lumea sportului românesc. În urmă, cu doar câteva minute, am auzit și salvele de tun, semn că, da, Cristian Țopescu a părăsit pentru totdeauna această lume și-mi permit să închei prin versurile Nadiei Comăneci pe care i le-a dedicat, spunând că, da, România este o țară de comentatori care astăzi și-a pierdut comentatorul. Mulțumesc, Oana, pentru informații. Noi luăm o foarte scurtă pauză de publicitate. Mă întorc în câteva clipe cu noi informații pentru voi.